Până la zi vot mai e, dar domnule Muraru, la locale, acela sondat spune că PSD are 35%, iar PNL 21%. Acest scor de 21% nu îmi dau seama ce poate să însemne dacă se referă la votul politic pe consiliile locale, pe consiliile județene. Eu vă spun că acum 4 ani Partidul Național Liberal a câștigat pentru prima dată alegerile locale cu 33%, dacă nu mă înșel. Deci nu poate avea 21% în condițiile în care noi am fost neîntrerupt la guvernare și primarii liberali au avut cele mai multe proiecte și finanțări din toată istoria mandatelor lor. În ceea ce privește sondajul la europarlamentar, vă spun că cifrele sunt apropiate de cele pe care le avem noi, chiar avem sondaje și peste 53%, și cred că această cifră va crește pentru că va interveni votul util. Un elector de dreapta nu va avea de ce să nu va avea de ce să voteze doamna Dreapta Unită. În de primul ce? Rând vă spun așa. Lista comună cu PSD. Cei 48, mă lăsați să termin. 48 de ce? Dar nu stai, adică 48 cei 48 de primari de dreapta vă votați. Mă lăsați să termin. Vedeți că nu aveți cultura dialogului. Așa, asta haideți, este, asta domnul, este tipul de extremism. Vă rog, haideți. 48 de primari, doamnă, eu vă întreb așa. Care 48 de primari, domnule? 48 de primari cât a câștigat USR-ul în 2020. Mai au sub 10 primari. Și ce legătură are asta? Păi domnule, vedeți că șeful dumneavoastră DCJ de la Constanța, vă dau eu breaking news, a înscris în partidul lui Voiculescu. Asta ce arată despre partidul dumneavoastră? Acum o oră s-a întâmplat. Păi nu, dar domnul cine? Lupu nu mai fusese... Păi domnul Lupu de domnul la Constanța Lupu al PNL-ului. Nu mai fusese desemnat candidat la Consiliul păi Județean de partea Partidului Național domnule, Liberal. Nu mai amestecați lucrurile. Vedeți, știți ce mă deranjează foarte tare? La emisiunea mea eu nu permit să știți. Mie nu mi-amestecați teme lucruri. Dumneavoastră, nu-mi dați mie exemplu de la primari pentru europarlamentare. Ați început singur să analizați sondajul de la europarlamentare. Ce treabă au, domnule, primarii cu europarlamentarele? Păi au foarte mare treabă, păi doamnă. Într-o localitate în care primarul așa. USR, că este municipiu, că au avut șase municipii, mari, pe așa. Care le vor pierde în această vară. De ce vară? Românii cine ce pierde, nu dumneavoastră? Păi, eu vă spun de primarii USR, care au câștigat localități în județul Iași, care ne spuneau așa, a avut cine să discute cu noi 4 ani de zi. Lăsați, nu le duceți grijă. Venim la Partidul Național Liberal veniți, pentru a avea cu cine discuta. Și ai dumneavoastră.